Situația este dramatică, întrucât valul 4 al pandemiei a lovit puternic țara noastră. Sunt raportate zilnic mii de infectări, iar sute de oameni mor pe paturile de spital. Acest dezastru a făcut ca România să ajungă pe primul loc în ceea ce privește rata deceselor de COVID-19. Ne confruntăm cu cel mai violent val al pandemiei de până acum, iar tot mai mulți oameni își pierd viața în spitalele din țara noastră. Românii au fost întrebați care consideră că este motivul pentru care România a ajuns pe primul loc în ceea ce privește rata deceselor de COVID. Aceștia au răspuns că autoritățile guvernamentale și sistemul medical de la noi sunt de vină. Vă gândeați la așa ceva? Păi până acum ce au făcut domnișoare de când s-a aflat de boala asta nenorocită? Ce au făcut? Că din rău, mai rău a mers, foarte urât. De ce nu s-au pregătit? Ei umblă pentru ei, nu umblă pentru noi. Mor oameni tineri, eu nu pot să cred așa ceva. Foarte rău, foarte rău, mor oameni pe capete, și nebolnavi și bolnavi. Nu. România e pe primul loc în lume la decesele de COVID. Nu e bine, nu e bine. Nu se mai poate, nu se mai poate, ne mor copiii, ne mor părinți. De asemenea, românii fac vinovați de această situație și pe cei care nu vor să se vaccineze. Păi, probabil, tot din cauza faptului că nu se vaccinează lumea și, nu știu, suntem, ca să fim sinceri, o țară de lumea treia. Pentru încăpățânarea per lumei, pentru că lumea nu vrea să se conformeze. Sunt oameni... Sunt oameni care nu vreau să înțeleagă. Și mai există câte o doamnă șoșoacă care spune că nu vă vaccinați. Și mai există câte unul ca părintele Tudose de la Constanța care spune nu vă vaccinați. La noi acolo în Bucovina lumea se vaccinează, nu? Mai facem și haz de necaz, iar un domn spune că măcar este și România pe primul loc la ceva, fiind dezamăgit de situația din spitalele din România. Avem și noi un loc. Nu e o părere bună, normal. A cui credeți că este vina? A capului de sus. Știți cine e capul de sus? De acolo pleacă toate. Felul în care se calculează procentul numărului de decese este raportat la 1 milion de locuitori în ultima săptămână. Astfel, România are cea mai mare medie din Europa, de 16,6. De asemenea, conform datelor celui mai recent bilanț, este și cea mai mare medie pe plan mondial.